Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Pacea să fie cu voi. Hristos a înviat! Preasfințite Iosif Păuleț, bine ați venit acasă! Această catedrală este într-adevăr biserica ce aparține episcopului și va aparține într-o manieră cu totul specială. Dar cuvântul acasă are astăzi o rezonanță mai deosebită și profundă, întrucât revărsarea Duhului Sfânt la Rusalii a făcut ca inima fiecărui apostol să fie o casă pentru Dumnezeu, pentru Iisus cel înviat. Mai mult, oamenii care i-au ascultat pe apostoli i-au înțeles în limbile lor de acasă, în limbile lor materne. Duhul Sfânt transformă astăzi întreaga noastră comunitate în casa iubirii lui Dumnezeu. Astăzi, 55 de candidați la Sfântul Mir vor putea spune că pentru ei Dumnezeu este acasă, pentru că Duhul Sfânt se va coborâ cu cele 7 daruri ale sale prin ungerea pe care preasfințitul Iosif Păuleț le-o va dărui în curând. Prin ungerea cu Sfântul Mir și împărtășirea din trupul și sângele Domnului, dragi candidați, astăzi veți fi cu adevărat acasă în credința creștină și în taina bisericii. Dragi adolescenți, în prima noastră întâlnire din parcursul de pregătire am făcut o comparație, nu știu dacă mai țineți minte. Așa cum persoana fiecăruia dintre noi are un ADN care îl face unic și special, la fel fiecare creștin primește de la Dumnezeu un ADN spiritual, un dar profund care îl face unic. Este darul sacramentelor inițierii, botezul, mirul și Euharistia. La botez ați devenit copii ai lui Dumnezeu și l-ați numit pe El Tată. Prin Euharistie sau Sfânta Împărtășanie v-ați hrănit cu trupul lui Iisus și l-ați numit Mântuitor. Astăzi, prin Sfântul Mir sau Confirmațiune, îl primiți pe Duhul Sfânt cu darurile sale. Care este așadar ADN-ul spiritual care este dus la împlinire astăzi? Chipul Sfintei Treimi în inima voastră. Voi sunteți acasă pentru Dumnezeu. Cu inimi deschise, așadar, să-L lăsăm pe Duhul Sfânt să coboare și să ne dăruiască bucuria și pacea Sa. Fraților prea iubiți, să ne recunoaștem acum cu umilință păcatele, să-I cerem iertare lui Dumnezeu pentru tot ce am greșit în viața noastră, ca să luăm parte cu demnitate și cu mare folos sufletesc la celebrarea Sfintelor Taine. Mărturisesc lui Dumnezeu Atotputernicul și vouă, fraților, că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, cu fapta și omisiunea. Din vina mea, din prea mare vina mea, de aceea o rog pe Sfânta Maria, pururea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine la Domnul Dumnezeul nostru. Să aibă milă de noi Atotputernicul Dumnezeu și iertându-ne păcatele să ne ducă la viața cea veșnică. Thank you.
excelsis Deo. Sărbătorii de astăzi, sfințește întreaga ta biserică din toate popoarele și neamurile. Te rugăm, răspândește darurile Duhului Sfânt până la marginile pământului și continuă astăzi în inimile credincioșilor lucrarea minunată pe care a săvârșit-o bunătatea ta la începuturile predicării Evangheliei, prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul tău, care fiind Dumnezeu împreună cu tine, viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor.
știre din Faptele Apostolilor. Când a sosit ziua Rusaliilor, toți erau adunați împreună în același loc. Și, dintr-o dată, s-a iscat din cer un vuiet ca la venirea unei vijelii puternice și a umplut întreaga casă în care stăteau. Atunci le-au apărut niște limbi ca de foc, împărțindu-se și așezându-se asupra fiecăruia dintre ei. Toți au fost umpluți de Duhul Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, după cum Duhul le dădea să vorbească. Și erau atunci la Ierusalim iudei, bărbați evlavioși din toate națiunile de sub cer. Când s-a auzit voietul acela, mulțimea s-a adunat și a rămas tulburată, pentru că fiecare îi auzea pe ei vorbind în limba sa. Erau uimiți și se minunau, spunând, iată, oare nu sunt galileenii toți aceștia care vorbesc? Și cum de-i auzim fiecare în limba în care ne-am născut? Parți, mezi, elamiți și locuitori din Mesopotamia, Iudeea și Capadocia, din Pont și Asia, din Frigia și Pamfilia, din Egipt și din părțile Libiei, care sunt aproape de Cirene, romani în trecere, atât iudei cât și prozeliți, cretani și arabi, îi auzim vorbind în limbile noastre despre faptele mărețe ale lui Dumnezeu. Cuvântul Domnului. Doamne, Duhul Tău și reînnoiește fața pământului. Binecuvântează suflet al meu pe Domnul, Doamne Dumnezeul meu, Tu ești nemărginit de mare. Cât de numeroase sunt lucrările Tale, Doamne, pământul este plin de creaturile Tale. Scrisoarea întâia Sfântului Apostol Paul către Corinteni. Fraților, nimeni nu poate să spună Iisus este Domnul decât prin Duhul Sfânt. Există diferite daruri, dar este același Duh. Sunt diferite slujiri, dar este același Domn. Sunt diferite lucrări, dar este același Dumnezeu care lucrează toate în toți. Fiecăruia este dată manifestarea Duhului spre binele comun. Așa cum trupul este unul și are multe membre, iar toate membrele trupului, deși sunt multe, formează un singur trup, tot la fel și Hristos, căci noi toți am fost botezați într-un singur Duh spre a forma un singur trup, fie iudei, fie greci, fie sclavi, fie liberi, și toți am fost adăpați într-un singur Duh. Cuvântul Domnului. Vino.
Vino Duhule Preasfânt și trimite pe pământ a ta luminoasă rază, al săracilor părinte, dătător de cele sfinte, vino și ne luminează, bunule mângâietor, oaspete prea iubitor, dulcea noastră răcorie. Tu întrudă alinare, în căldură ești răcoare, mângâiere în mâhnire, peste cei ce ți se închină, tu revarsa ta lumină, harul tău îmbelșugat. Pentru a omenirii vină, firea întreagă cum suspină, grav rănită de păcat. Spală ce e întinat, udă tot ce e uscat, vindecă ce e rănit. Moaie tot ce e împietrit, încălzește ce e răcit și îndreaptă ce e greșit. Celor care te cinstesc și pe tine te slujesc, dă-le harul înșeptit. Vino, Duhule Sfânt, pătrunde inimile credincioșilor tăi și aprinde în ele focul iubirii tale. Să fie cu voi. Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Ioan. În seara aceleiași zile, prima săptămânii, deși ușile locului în care erau discipolii de frica iudeilor erau încuiate, a venit Iisus, a stat în mijlocul lor și le-a zis, pace vouă! Zicând aceasta, le-a arătat mâinile și coasta. Discipolii s-au bucurat văzându-L pe Domnul. Atunci Iisus le-a zis din nou, pace vouă! Așa cum m-a trimis Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi. Și spunând aceasta, a suflat asupra lor și le-a zis, primiți-L pe Duhul Sfânt, cărora le veți ierta păcatele, le vor fi iertate, cărora le veți ține, le vor fi ținute. Cuvântul Domnului. Aleluia, aleluia, toți să-L preamă.
Preasfințite, Sfânta Maică Biserică, vă roagă să împărțiți acestor tineri sacramentul Sfântului Mir. Știi că sunt vrednici? După cele constatate în timpul pregătirii și după mărturia dată de părinții și nașii lor, mărturisesc că au fost aflați vrednici. Mulțumim lui Dumnezeu! Ucenice părinte paroh, ucenici părinți concelebranți, dragi candidați la mir, dragi părinți și nași ai acestor candidați, iubiți credincioși și toți cei care ne urmăriți în transmisie directă, fie la radio sau pe alte mijloace de comunicare în masă. Sărbătoarea Rusaliilor, pe care astăzi noi, catolicii latini, o celebrăm, se suprapune pe administrarea tainei Sfântului Mir, aici, în catedrala noastră romano-catolică din Iași, cu primirea tainei Sfântului Mir. Ce este mirul? Eu cred că mai bine ar fi dacă ați vrea unul din voi care mai îndrăzneți așa și nu-i prins de emoții să ne spună ce este mirul. Vrea cineva? Ia să văd. N-aveți curajul? O să răspund eu dacă n-aveți curajul. Mirul este un sacrament prin care îl dobândim pe Duhul Sfânt cu darurile sale, ca să putem mărturisi cu tărie credința creștină. Cu alte cuvinte, mirul este un sacrament prin care Duhul Sfânt coboară la noi. Mirul înseamnă coborârea Duhului Sfânt. Ce înseamnă sărbătoarea Rusaliilor, pe care astăzi o sărbătorim? Cuvântul Rusalii este un cuvânt specific românesc, nu-l mai găsim în alte limbi. Este de proveniență slavonă, rusalca, spun slavonii, la o divinitate pe care ei o cinstesc din tradiție, din bătrâni, ca fiind o regină, o divinitate și a fertilității pământului, câmpiilor. Se vede că românii au luat de acolo și au încreștinat acest nume, aplicându-l la sărbătoarea de astăzi, spunându-i Rusalii. Sărbătoarea înseamnă coborârea Duhului Sfânt, ca și mirul. Coborârea Duhului Sfânt sau se mai numește sărbătoarea cinzecimii, pentru că se celebrează exact a 50-a zi de la Paște. Astăzi sunt 50 de zile de când am sărbătorit Paștele, iar Rusaliile nu este decât o încoronare a Paștelui, un rod al misterului pascal al lui Hristos. De aceea, Părintele Paroh v-a salutat la început, Hristos a înviat, n-a spus altfel, pentru a arăta prin aceasta și legătura strânsă dintre Paște, misterul pascal al lui Hristos și sărbătoarea coborârii Duhului Sfânt. Iisus l-a promis pe Duhul Sfânt, apostolii cu Fecioara Maria, cum ați auzit în prima lectură din Faptele Apostolilor, au așteptat în rugăciune coborârea Duhului Sfânt și când s-a împlinit timpul hotărât de Hristos, noi știm acum a 50-a zi de la Paște, dacă vreți 10 zile după înălțare, Duhul Sfânt a coborât sub formă de limbi de foc, de aia vedeți pe pereții catedralei noastre puse aceste flăcări de foc, pentru a arăta simbolic forța, puterea Duhului Sfânt,
descris așa de frumos de Sfântul Luca în Cartea Faptele Apostolilor, prima lectură de astăzi, și care Duh a transformat radical inimile apostolilor, făcându-i din fricoși în mari și curajoși apărători ai învățăturii lui Iisus Hristos, așa încât au ieșit în lume și au început cu tot curajul să mărturisească Evanghelia. Așa cum le spusese mai înainte Hristos, mergeți în toată lumea, predicați Evanghelia la toată făptura, de erau fricoși. Nu venise încă Duhul Sfânt. Când a venit Duhul Sfânt în ziua de Rusalii, plin de curaj, au ieșit și au vestit Evanghelia cu riscul de a fi batjocorâți, de a fi bătuți, de a fi maltratați, de a fi aruncați în închisoare și în final cei mai mulți uciși. Așa încât cei care îi prigoneau rămâneau uimiți. Acum le-am dat o bătaie zdravănă și ei, în loc să meargă plângând, mergeau bucuroși că s-au învrednicit să sufere o cară pentru numele lui Iisus. Așa veți fi trimis și voi astăzi, voi cei 55 de candidați la mir, să simțiți în suflet această chemare pe care Hristos vă face, dându-vi-l pe Duhul Sfânt prin mâinile mele ale Episcopului, să mergeți în lume toată viața voastră și noi toți ceilalți care am primit deja mirul pentru a-L face cunoscut și iubit pe Iisus Hristos și învățătura Lui. De ce acordă Biserica o atenție așa de mare Duhului Sfânt, sărbătorii Rusaliilor? Poate v-ați uitat la televizor și ați văzut la Șumuleu Ciuc câtă lume este adunată de Rusalii în fiecare an. La Baraț, unde este o copie a Maicii Domnului de la Șumuleu Ciuc, lume foarte multă s-a transmis prin Angelus TV și RCS FM. De la Baraș se transmite și acum. Sunt atâtea biserici, chiar în dieceza noastră, închinate Duhului Sfânt, care au ca patron pe Duhul Sfânt, cum este la Giudeni, comunitate parohială mare, la Soloneț, la Ștefan cel Mare și în alte locuri unde creștinii se adună pentru a-L cinsti pe Duhul Sfânt în sărbătoarea hramului acestor biserici. Dar și noi, vedeți câtă lume ne-am adunat astăzi aici, la Rusalii. Sigur, mulți sunteți adunați astăzi aici, la această oră, pentru acești copii, acești adolescenți așa de frumos îmbrăcați și va rămâne pentru voi o amintire la care veți face cu siguranță referință. Primirea tainei Sfântului Mir. De ce acordă Biserica o atenție așa de mare sărbătorii Rusaliilor și Mirului? Pentru că Duhul Sfânt este acela care asigură viața Bisericii. Biserica o formăm noi, noi cei botezați, în numele Tatălui și al Fiului și al Duhului Sfânt. Duhul Sfânt în Biserică este ca o inimă vie care bate și care pulsează în noi acea energie, acea forță pentru a-L face cunoscut și iubit pe Hristos în mijlocul oamenilor în care trăim. Duhul Sfânt asigură viața Bisericii. Nu putem vorbi de Biserică fără Duhul Sfânt. N-ar fi existat Biserica astăzi dacă nu era Duhul Sfânt care să o călăuzească, să o întărească, să o sfințească, să o purifice prin sacramentele care se administrează de către Biserică de-a lungul veacurilor. Duhul Sfânt, așadar, dă viață Bisericii și de aceea Biserica acordă sărbătorii Rusaliilor și tainei Sfântului Mir o atenție cu totul deosebită. Duhul Sfânt. Dar cine este Duhul Sfânt? Să vă mai întreb, aveți curaj să spuneți cine este Duhul Sfânt? Ia să vă, dai unul, prindeți unul curaj. Bravo, ia să auzi. A treia persoană din Sfânta Treime. Mulțumesc frumos! A treia persoană din Sfânta Treime, Dumnezeu adevărat ca și Tatăl,
ca și Fiul, că sunt trei persoane în Sfânta Treime, în Dumnezeu. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. A treia persoană din Sfânta Treime, adevărat Dumnezeu, ca și Tatăl, ca și Fiul. Noi mai știm o definiție mai lungă despre Duhul Sfânt atunci când recităm crezul. Astăzi nu-l vom recita, forma aceea lungă de la Sfânta Liturghie, pentru că în locul crezului voi vă veți mărturisi credința, la fel și ceilalți din biserică, în formă interrogativă. Vă lepădați de Satana? Mă lepăd. Credeți? Cred. Dar în forma lungă pe care noi o spunem de obicei la Sfânta Liturghie, duminica și în sărbători, spunem acolo despre Duhul Sfânt următoarele cuvinte. Le știe oarecareva? Cred în Duhul Sfânt, Domnul și de viață Dătătorul. Toată lumea să spună, ca să știm cine este Duhul Sfânt, toată lumea. Cred în Duhul Sfânt, Domnul și de viață, mai tare, care de la Tatăl și de la Fiul purcede, care împreună cu Tatăl și cu Fiul este adorat și preamărit și a grăit prin proroci. Atât, mai departe, îi cred în Sfânta Biserică. Vedeți că știți cine este Duhul Sfânt? Domnul, Domnul înseamnă stăpân. Domnul și de viață Dătătorul, care purcede de la Tatăl și de la Fiul, care împreună cu Tatăl și cu Fiul este adorat și preamărit, pentru că e Dumnezeu, și a grăit prin proroci. Ceea ce vreau să vă mai spun acum, aveam eu să văd dacă am luat în buzunar, aveam o hârtie despre ce spunea un teolog, un mare teolog al bisericii. Este un teolog catolic francez, Yves Congar, a trăit în veacul 20. El vorbește în scrierile sale despre o mare lacună în teologia și în spiritualitatea noastră creștină și spune așa, îl citez: se acordă foarte mare importanță lui Hristos, ceea ce nu este rău, dar se neglijează Duhul Sfânt. Și lipsește astfel echilibrul. Duhul Sfânt rămâne marele necunoscut. Tatăl ni s-a dăruit în Fiul care s-a întrupat și ne-a răscumpărat. Dar după înălțarea Fiului la dreapta sa, Tatăl vrea să ni se dăruiască în Duhul Sfânt. Am încheiat citatul. Un mare teolog, Yves Congar. Așadar, el vorbește de o lacună, el vorbește despre Duhul Sfânt ca mare necunoscut. Acum, voi, candidații la mir, nu mă îndoiesc că de când ați început voi pregătirea și părintele a dat mărturie, puțin mai înainte, când l-am întrebat dacă sunteți pregătiți, dacă sunteți vrednici. El a spus că da, voi, în timpul pregătirii, ajutați de preoții care v-au format, v-au pregătit, ați reușit să aflați multe lucruri despre învățătura creștină și în special despre Duhul Sfânt. Dar rămâne Duhul Sfânt marele necunoscut. Că în general oamenii, dacă întrebe unul, cine este Duhul Sfânt? Pățim ca ceea ce a Sfântul Paul când a pus întrebarea, cine e Duhul? Dar nici n-am auzit de Duhul Sfânt. Voi ați auzit de Duhul Sfânt, nu? Am vorbit și acum eu la predică și veți mai auzi. Să nu rămână Duhul Sfânt marele necunoscut, să-l primim cu drag în inimile și în viața noastră. Un alt teolog și părinte al bisericii din veacul al IV-lea, Sfântul Atanasiu, care a dus o luptă aprigă cu dușmanii credinței, atunci era timpul ereziilor, arianismul care nega divinitatea lui Hristos, spunea Sfântul Atanasiu, între altele, vreau să-l citesc și pe el, spunea așa că Iisus Hristos, cuvântul cu majusculă, a devenit prin întrupare purtător al cărnii noastre. El s-a făcut trup și cuvântul s-a făcut trup și a locuit între noi.
a devenit așadar purtător al cărnii noastre pentru ca noi să devenim purtători ai Duhului Sfânt. Da, pentru că Iisus care s-a întrupat ne-a vorbit de Duhul Sfânt, s-a lăsat călăuzit și El în viața sa, mai ales în viața publică de Duhul Sfânt, l-a promis și l-a dăruit pe Duhul Sfânt. De aceea spune Sfântul Atanasiu că noi suntem chemați să devenim purtători ai Duhului Sfânt în lume, în lumea în care trăim. Și în sfârșit un alt teolog, un mare teolog al Bisericii din veacul al XX-lea, e vorba de un teolog elvețian, Urs von Balthasar, vorbind despre Duhul Sfânt, spunea așa de frumos, îl citez și pe el: ceea ce ne cere Duhul Sfânt nouă nu este atât să se vorbească despre El, cum vă vorbesc eu acum despre Duhul Sfânt, să se vorbească despre El, cât mai ales să fie lăsat să lucreze în noi. Și vă rog să rețineți tot acest lucru, să-L lăsăm să lucreze în noi. De Duhul Sfânt nu e de ajuns să ne apropiem doar cu mintea, cu inteligența, continuă el, ci trebuie să ne apropiem de El mai ales cu inima, o inimă deschisă și dispusă să se lasă transformată de El. Iată ce vă doresc și eu și Părintele Paru și părinții care v-au pregătit, dar și părinții și nașii voștri, cred că sunt în asentimentul nostru, să vă dorim pe vouă, candidații la mir, să vă lăsați în viață călăuziți de Duhul Sfânt, să vă apropiați de El, nu atât cu inteligența, pentru că voi ați învățat cine este Duhul Sfânt, ci care e învățătura creștină, multe lucruri. Dar mai important este să vă apropiați și toți să ne apropiem cu inima de Duhul Sfânt, o inimă care să fie deschisă și dispusă să se transforme, să se lase transformate de Duhul Sfânt. Ei, dacă în viață voi și noi toți ceilalți ne lăsăm călăuziți, transformați de Duhul Sfânt, vom reuși cu siguranță să făurim o lume mai bună, o lume mai dreaptă, așa ne-o dorim, din care să dispară ura, războaiele, răzbunările, vorbele urâte, înjurăturile, tot ceea ce e negativ, și să creăm o lume mai bună, o lume mai dreaptă, în care să domnească roadele Duhului Sfânt, pe care Sfântul Apostol Paul, în scrisoarea către Galateni, în capitolul 5, le menționează. Ia ce e unul din voi, care are voce puternică? Hai, tu prinde curaj și citește-le. Ce am apăsat aici? Ce spune Sfântul Paul? Care sunt roadele Duhului Sfânt în viața unui creștin? Iubirea, bucuria, pacea, îndelungă răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Bravo! Ați auzit? Acestea sunt roadele pe care Duhul Sfânt le produce în viața unuia care se lasă transformat de El, călăuzit de El, ghidat de El în viață. Acest lucru îl dorim și noi și fac referință acum la final la Preacurata Fecioară Maria, care este patroana noastră, numită de foarte mulți Mireasa Duhului Sfânt. De ce? Pentru că în toată viața ei s-a lăsat călăuzită de acest Duh Sfințitor, prin puterea Duhului l-a conceput în sânul ei feciorelnic pe Fiul lui Dumnezeu și l-a născut. Ea ne este model de conlucrarea noastră cu Duhul Sfânt, pentru că, într-adevăr, cei care vor veni după noi, generațiile care vor veni după noi, să vorbească de bine despre noi, pentru că am știut să lăsăm în urma noastră ceea ce Fecioara Maria a lăsat în urma ei, un exemplu strălucit de credință, de colaborare cu acest Duh Sfințitor. Amin. Acum vă ridicați în picioare, candidații la mir, și veți primi lumânările pentru a începe celebrarea tainei Sfântului Mir.
lumânarea aprinsă, până când primiți toți lumânarea și o aprindeți, reprezintă pentru oricare dintre noi un semn extern al luminii credinței pe care noi am primit-o în germen la botez, dar ținând aprinsă în mână în momentele principale ale vieții noastre creștine, vrem să arătăm și prin acest semn că vrem să ne mărturisim credința și să-L facem cunoscut pe Iisus și învățătura Lui. Pentru că ați primit deja lumânările, acum să fiți atenți la întrebările pe care vi le voi pune. Ne ridicăm cu toții în picioare. Vor răspunde nu numai candidații la mir, dar și dumneavoastră toți, ca o reînnoire a făgăduințelor de la botez. Fraților prea iubiți, acum, înainte de a-L primi pe Duhul Sfânt, mă refer la voi, candidații de mir, la mir, reînnoiți mărturisirea de credință de la botez, mărturisire pe care atunci au făcut-o pentru voi părinții și nașii voștri împreună cu Biserica lui Hristos. Vă întreb, vă lepădați de Satana și de toate faptele lui și de toate ademenirile lui? Mai convingător. Credeți în Dumnezeu Tatăl Atotputernicul, Creatorul Cerului și al Pământului? Credeți în Iisus Hristos, Fiul Său unic, Domnul nostru, născut din Fecioara Maria, care a pătimit și a fost îngropat, a înviat din morți și acum șade la dreapta Tatălui? Credeți în Duhul Sfânt, Domnul și de viață Dătătorul, care așa precum s-a dăruit apostolilor la Rusalii, vi se dăruiește astăzi în chip deosebit și vouă prin taina Sfântului Mir? Credeți în Sfânta Biserică Catolică, în împărtășirea Sfinților, în iertarea păcatelor, în învierea morților și în viața veșnică? Spuneți după mine, aceasta este credința Bisericii. Aceasta este și credința noastră. Ridicați lumânările sus, 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 sus. Și noi suntem mândri să o putem mărturisi. În Iisus Hristos, Domnul nostru. Amin. Fraților prea iubiți, acum să rugăm pe Dumnezeu Tatăl Atotputernicul ca asupra acestor fii adoptivi ai Săi, reînnăscuți prin botez pentru viața veșnică, să-L trimită cu bunătate pe Duhul Sfânt, care să-i întărească cu harurile sale îmbelșugate și prin ungerea sa să-i facă asemenea cu Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Omnes. Dumnezeule Atotputernic, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care din apă și Duh Sfânt ai dat viață nouă acestor copii ai Tăi, eliberându-i de jugul păcatului, Doamne, Tu însuți trimite la supra lor pe Duhul Sfânt Mângâietorul, dăruiește-le lor Duhul Înțelepciunii și al Înțelegerii, Duhul Sfatului și al Puterii, Duhul Științei și al Pietății și umple pe toți cu Duhul Fricii de Dumnezeu, prin Hristos Domnul nostru. Acum vă pregătiți pentru primirea mirului.
Thank you.
Fraților prea iubiți, să ne rugăm acum cu umilință lui Dumnezeu Tatăl Atotputernicul, toți într-o inimă și un suflet, astfel ca rugăciunea noastră să fie una, precum una sunt credința, speranța și iubirea care vin de la Duhul Sfânt. Să spunem împreună, te rugăm, ascultă-ne! Doamne Dumnezeul nostru, binecuvintează Biserica Ta, împreună cu Sfântul Părinte Papa Francisc, cu episcopul nostru Iosif și cu toți episcopii și preoții, pentru ca să crească în mărturisirea credinței apostolice. Te rugăm, ascultă-ne! Binevoiește, Doamne, a ne dărui nouă, credincioșii Tăi, însemnați cu darul Duhului Sfânt, harul ca, urmând credința și fiind statornici în dragoste, să-L mărturisim în viața noastră pe Domnul Iisus Hristos. Te rugăm, ascultă-ne! Întărește cu harul Tău pe părinții și nașii noștri, pentru că ei care la botez au mărturisit credința în locul nostru, să ne demene încetat prin cuvânt și faptă la urmarea fidelă a lui Hristos. Te rugăm, ascultă-ne! Fă ca în întreaga lume, toți oamenii, fără deosebire de rasă ori de neam, având unul și același Creator și Tată, să se recunoască frați, să se caute fața lui Dumnezeu, care este pace și bucurie în Duhul Sfânt. Te rugăm, ascultă-ne! Revarsă darurile Duhului Tău Sfânt asupra tuturor binefăcătorilor noștri și ai comunității noastre, pentru ca darul lor, spiritual sau material, să fie spre slava numelui Tău. Te rugăm, ascultă-ne! Readu-i la viața harului pe cei care trăiesc departe de Tine și călăuzește-i la fericirea veșnică pe toți credincioșii noștri răposați. Te rugăm, ascultă-ne! Dumnezeule, care L-ai trimis pe Duhul Sfânt apostolilor și prin succesorii lor L-ai trimis tuturor membrilor Bisericii Tale, ascultă rugăciunile noastre prin Hristos, Domnul nostru.
rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Dă-ne, te rugăm, Doamne, harul ca după cum ne-a făgăduit Fiul Tău, Duhul Sfânt să ne dezvăluie tot mai adânc taina acestei jertfe și cu îndurare să ne călăuzească la tot adevărul, prin Hristos Domnul nostru. Domnul să fie cu voi. Iisus inimile. Să-i mulțumim Domnului Dumnezeului nostru. Cu adevărat vrednic și drept, de cuvință și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul. Ție, Doamne, Părinte Sfânt, atotputernic, veșnic Dumnezeu, căci pentru a duce la îndeplinire misterul pascal, Tu l-ai trimis astăzi pe Duhul Sfânt și l-ai revărsat asupra celora care prin botez au înviat împreună cu Hristos și au devenit copii tăi. Duhul tău este acela care la începuturile bisericii l-a dăruit tuturor popoarelor harul de a-L cunoaște pe Dumnezeu cel adevărat, unindu-i pe oameni de toate limbile în mărturisirea uneia și aceleiași credințe. De aceea, poporul celor botezați, pătruns de bucuria pascală, tresaltă de fericire pe toată fața pământului, împreună cu puterile cerești și corurile de îngeri, cântăm și noi imnul măririi tale, zicând fără încetare.
adevărat sfânt ești, Doamne, izvorul la toată sfințenia. Te rugăm așadar, sfințește darurile acestea cu roua Duhului Tău, ca ele să devină pentru noi trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos. El, dându-se de bună voie spre pătimire, a luat pâinea și, mulțumind, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi, zicând: luați și mâncați din aceasta toți. Acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și din nou mulțumind, l-a dat ucenicilor săi zicând: luați și beți din acesta toți. Acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Celebrând așadar moartea și învierea Fiului Tău, îți oferim, Doamne, pâinea vieții și potirul mântuirii, mulțumindu-ți că ne-ai învrednicit să stăm înaintea Ta și să-ți slujim Ție. Te rugăm cu umilință să ne unească Duhul Sfânt pe noi, care ne face împărtași de trupul și sângele lui Hristos. Adu-ți aminte, Doamne, de biserica Ta răspândită pe întregul pământ, ca să o desăvârșești în dragoste, împreună cu Părintele nostru, Papa Francisc, cu Episcopul nostru Iosif, cu Episcopul Auxiliar Petru și cu tot clerul. Adu-ți aminte, Doamne, și de slujitorii Tăi, pe care ai binevoit să-i întărești astăzi cu darul Duhului Sfânt, și păstrează-i în harul Tău. Adu-ți aminte, Doamne, și de frații noștri care au adormit în speranța învierii și de toți cei care au răposat în milostivirea Ta și primește-i să se bucure de lumina feței Tale. Te rugăm mai milă de noi toți, pentru ca împreună cu fericita născătoare de Dumnezeu, Fecioara Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli și cu toți sfinții pe care din veci i-ai iubit, să ne învrednicim a fi părtași de viața cea veșnică, să Te lăudăm și să Te preamărim prin Iisus Hristos, Fiul Tău. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, Ție, Dumnezeule, Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea în toți vecii vecilor. La botez am primit demnitatea de copii ai lui Dumnezeu. La mir l-am primit pe Duhul Sfânt, în puterea căruia ne putem adresa Tatălui, lui Dumnezeu Creatorul, numindu-L Tată.
Ne unim acum glasurile și în puterea Duhului Sfânt ne rugăm împreună, așa cum ne-a învățat Domnul. Tatăl nostru, care ești în cerul, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește a da pacea în zilele noastre, pentru ca, ajutați de milostivirea Ta, să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care ai zis apostolilor Tăi, pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința Bisericii Tale și binevoiește ai dărui pacea și unirea după voința Ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Dăruiți-vă pacea. Iată mielul lui Dumnezeu, iată-l pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Fericiți cei chemați la ospățul mielului. Nu sunt vrednic să intri sub acolo, dar spune numai în cuvânt și se va tămădui sufletul. Suntem una când la masă
Domnul
Dumnezeule, care îi dăruiești bisericii tale bunurile cerești, păstrează în ea harul pe care i l-ai dat, ca puterea Duhului Sfânt revărsată asupra ei să lucreze pururi în ea, iar această hrană spirituală să fie mereu spre înaintare pe drumul mântuirii, prin Hristos Domnul nostru. Preasfințite, cucernici părinți, dragi familii, dragi credincioși, în octombrie, anul trecut, am început parcursul nostru de pregătire pentru Sfântul Mir, ajungând ca astăzi, prin primirea acestui sacrament, să completăm inițierea noastră creștină. Acest parcurs nu a fost întotdeauna ușor, având în vedere multitudinea activităților în care suntem implicați. Cu toate acestea, suntem convinși că eforturile noastre și ale părinților nu au fost în zadar, deoarece, în tot acest timp, am trăit experiențe variate și frumoase care ne-au maturizat. Astfel, am ajuns să-L cunoaștem mai bine pe Dumnezeu și Biserica, precum și propria noastră misiune, realizând cât de importantă este credința în viața noastră și faptul că Dumnezeu este iubitor și mereu lângă noi. Acum, prin primirea Sfântului Mir, noi am confirmat angajarea de la botez într-un mod personal și liber și suntem gata să ne trăim vocația noastră de creștini, fiind ajutați de cele 7 daruri ale Duhului Sfânt. Deoarece este un moment important, se cuvine să aducem câteva mulțumiri. Înainte de toate, îi mulțumim lui Dumnezeu pentru că ne-a chemat la viață și la credință, pentru că ne-a călăuzit pașii până acum și ne-a ajutat să ne maturizăm în credință, pentru toate binefacerile sale și mai ales pentru darul Duhului Sfânt pe care l-a revărsat din belșug astăzi asupra noastră. Vă mulțumim vouă, dragi părinți, mai întâi pentru că ați colaborat cu Dumnezeu pentru a ne transmite viața și credința și mai apoi pentru susținerea și ajutorul din perioada pregătirii, precum și pentru însoțirea noastră prin participarea la catehezele lunare. Vă suntem recunoscători și vouă, nașilor, pentru că ați binevoit să ne fiți astăzi alături și pe viitor călăuze spre bine. Vă mulțumim, Preasfințite Iosif, pentru celebrarea acestei sfinte liturghii și pentru darul atât de mare și de minunat pe care ni l-ați oferit prin impunerea mâinilor și ungerea cu Sfânta Crismă. Ne bucurăm că ne-ați considerat suficient de maturi și pregătiți pentru a primi acest sacrament. Mulțumim de asemenea tuturor celor implicați în pregătirea noastră și în organizarea acestei sărbători, în special părintelui Paro și părinților vicari, părintelui Diacon, seminariștilor, animatorilor, corului. Datorită lor, am realizat că împreună cu acest sacrament, pe lângă darurile Duhului, am primit și responsabilitatea de a fi creștini autentici prin mărturisirea credinței creștine. Și tot datorită lor, am avut parte de o celebrare atât de frumoasă. Nu în ultimul rând, vă mulțumim dumneavoastră, tuturor care ați luat parte la această sfântă celebrare, membrii ai familiei, prieteni, preoți și credincioși. Acum, fiind confirmați în demnitatea de copii ai lui Dumnezeu și întăriți cu pecetea Duhului Său, suntem pregătiți să ne trăim vocația noastră de creștini. Pentru a reuși acest lucru, să ne trăim viața ca adevărați creștini, ne încredințăm rugăciunilor dumneavoastră și vă cerem să ne susțineți cu exemplul și îndemnurile dumneavoastră. Vă mulțumim! Preasfințite, dragi proaspăt miruiți, dragi nași familii ale sărbătoriților noștri de astăzi, la finalul acestei sfinte liturghii, alături de cuvintele Andrei, pentru care îi mulțumim, aș dori să aduc două alte cuvinte pe care simt că pot să vi le împărtășesc. Mângâiere și putere. Da, Duhul Sfânt este mângâietorul. El este mângâierea lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi, iar voi astăzi ați primit pe Duhul mângâietor în inimile voastre. Dacă mai țineți minte acea strofă din Cântarea de la Împărtășanie, care vine de la Sfântul Francisc de Asizi, acolo spuneam,
Doamne, să nu fiu doar eu mângâiat, ci și eu să mângâi pe alții. Voi ați primit astăzi pe Duhul Sfânt, Mângâietorul. Vă invit să descoperiți că sunteți și mângâiere. Voi sunteți mângâierea lui Dumnezeu pentru părinții voștri, pentru nașii voștri și pentru această familie mare a parohiei noastre și a bisericii. Aveți un mare dar, sunteți o mângâiere, nu uitați de acest lucru. Și de aceea aveți încredere că puteți oferi mângâierea lui Dumnezeu prin toate darurile pe care le aveți în inimile voastre. Al doilea cuvânt, care pare să fie la celălalt capăt, putere. Duhul Sfânt este puterea lui Dumnezeu pentru noi, dar o putere mângâietoare este Duhul tăriei, al puterii de a mărturisi credința. Voi, dragi proaspăt miruiți, ați primit putere de la Dumnezeu, puterea de a vă mărturisi crezul. Dar noi știm că putere pentru un creștin este strâns legat de iubire. Creștinul simte puterea când nu este de unul singur, când îl are pe Duhul Sfânt în inimă și când îl are și pe celălalt alături. Duhul Sfânt este putere pentru că suntem împreună. Și doresc să vă mulțumesc vouă pentru că împreună am făcut acest drum, pentru spiritul vostru de echipă, de împreună, astfel ați simțit puterea lui Dumnezeu. Și vă invit să rămâneți împreună, să rămânem împreună. Mâine, la ora 4, după cum v-am anunțat, vă invităm și să sărbătorim împreună, după ce astăzi veți sărbători în familiile voastre, mâine, la ora 4, vă invit să sărbătorim împreună, pentru că aici este puterea. Duhul Sfânt este relația dintre Tatăl și Fiul și pentru noi a rămâne în relație cu Tatăl, cu Fiul și cu ceilalți este adevărata putere. Dar vă mărturisesc că am simțit puterea lui Dumnezeu prin toate legăturile care s-au strâns în acest timp, prin faptul că v-am cunoscut mai îndeaproape chipurile, numele, că v-am cunoscut părinții, v-am cunoscut nașii, că voi ne-ați cunoscut pe noi. Și în felul acesta v-ați dat seama că biserica nu este doar o biserică din cărămizi, ci biserica sunt niște chipuri luminate de Dumnezeu. De aceea, rămâneți aproape de această putere. Aș dori și eu să mulțumesc pentru că am simțit puterea lui Dumnezeu în diferitele echipe care au lucrat. În primul rând, în echipa părinților de la aici, de la parohie, părintele Valeriu, părintele Eduard, părintele Gabriel, în timpul pascal, părintele diacon Ciprian. Am simțit această putere când noi, sâmbătă de sâmbătă și duminica, eram împreună pentru voi și pentru Domnul. Într-un mod deosebit îi mulțumesc părintelui Valeriu pentru că el a coordonat întreaga activitate, celebrarea și pregătirea. Să aibă parte de mângâiere și putere în continuare. Vreau să mulțumesc echipei lărgite. Am făcut echipă și cu părinții voștri, ne-am întâlnit aproape în fiecare lună. Vă invit, dragi părinți, să simțiți această putere de a fi împreună în numele Domnului și să rămânem alături. Vă mulțumim pentru că împreună am colaborat pentru ca acești adolescenți să simtă o putere care îi va însoți nu doar la examenul de capacitate care se apropie pentru unii, nu la examenul pentru de anul viitor, pentru cei de-a șaptea. E foarte important examenul de capacitate. Dar mai ales această putere va fi importantă pentru voi în examenele vieții. Și să nu uitați că aveți în inimile voastre o putere deosebită și în familiile voastre o putere cu totul extraordinară. Doresc să mulțumesc și echipei lărgite a cateheților. Au fost împreună cu noi seminariștii Alexandru și Dominic. De asemenea, doresc să mulțumesc corului părintelui Robert, sorei Maria de la sacristie,
întregii comunități, fiecăruia în parte care a contribuit la buna desfășurare a acestei celebrări, dar mai ales ca mângâierea și puterea Duhului să rămână în inimile tuturor. Să-L lăsăm pe Domnul să fie mângâierea și puterea noastră și astfel vă garantez că vom crește cel puțin la fel de frumoși cum sunteți voi astăzi. Hristos a înviat! În ordinea Evangheliei, cel din urmă este cel din tâi. Îi dorim să-i mulțumim preasfințitul Iosif Păuleț pentru că v-a dăruit puterea și mângâierea lui Dumnezeu și mai este un gest care este și mângâiere și putere în același timp. Noi mâinile le folosim ca să muncim, ca să avem putere și ca să mângâiem. Vă invit să le folosim pentru a aplauda pe preasfințitul, pe voi. Urmează binecuvântarea finală, dar înainte de ea, felicitări neomiruiților pentru această frumoasă sărbătoare. Voi ați fost, sunteți și încă veți rămâne o perioadă în centrul atenției noastre, mai ales astăzi. Felicitări părintelui paroh și colaboratorilor care s-au implicat alături de părinți și nași la pregătirea, formarea voastră. Felicitări întregii comunități, este ziua noastră, ziua Rusaliilor, toți trebuie să ne bucurăm. Și vreau să vă aduc aminte numai atât de cuvintele dintr-un cântec în cinstea Duhului Sfânt. Când în mine este Duhul Sfânt, sunt vesel ca David. Să fiți vesele astăzi, poftă bună la masa de prânz, să primiți cadourile pe care nașii sigur le-au pregătit pentru voi, și împreună să-L preamărim pe Dumnezeu. O după-amiază plăcută tuturor. Domnul să fie cu voi! Să fie numele Domnului binecuvântat! Ajutorul nostru este în numele Domnului. Să vă binecuvânteze atotputernicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace, aleluia, aleluia.